pășcănenii nu prea vor să se asocieze pentru a administra împreună blocurile în care locuiesc. Chiar dacă există riscul de a rămâne fără apă, ei insistă în continuare să încheie contracte individuale de furnizare, nu prin intermediul asociațiilor de locatari și proprietari. Lipsa de informare corectă, dar și neimplicarea administrației locale au făcut ca în ultimii 20 de ani doar o cincime din proprietarii de apartamente să fie înscriși într-o asociație. Oamenii motivează că nu au încredere în asociații și reprezentanții lor în gestionarea relației cu furnizorul de apă și canal. Ei cred că ar putea rămâne fără apă chiar dacă nu au datorii și consumurile de apă nu vor fi facturate corect. Eu sunt mai mulțumit așa. Vine omul de aici, e la nostru aici, cine trebuie nou Iașul? De atâția ani de zile stau aici, când sunt vințat blocul ăsta. Alții însă spun că le este frică să-și asume responsabilitatea să înființeze și să conducă o asociație de proprietari din cauza răuplatnicilor. Nu-și asumă nimeni răspunderea, domnișoară. Nimeni nu-și asumă răspunderea. Asta e toată treaba. Multe obligații și da, multe datorii. Și de ce obligații la treburi de sens sau chiar un șef de scară pe o scară întreagă. Mă duc eu, vin la ușă, la matare, să bată ușă, dă bani pentru apă, că vrașala de la Iași, că mă obligă pe mine. Sunt și pășcăneni care refuză ideea de asociere, pe motiv că ar fi un fel de colectivizare, ca pe timpul comuniștilor. Nu, n-am. E mai bine independent, nu? Asta am vrut, independență, nu? Colectivizarea a trecut. A fost colectivizare, da? Voi sunteți tineri, nu prea știți ce să mânca chestia aia, așa. Dacă acum suntem independenți, deci dacă am ajuns și avem gazul, facturat individual. Energia facturată individual, nu? Răspunsul administrației locale nu este tocmai convingător. Șefa compartimentului de îndrumare a asociațiilor de proprietari spune că va acorda asistență celor interesați să se asocieze și că vor fi organizate întâlniri cu cetățenii. Menționăm că la Pașcan nu a fost încă aprobat un regulament de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari, așa cum sunt în majoritatea orașelor din țară.